Sunt imagini care surprind nedumerirea constanțenilor, dar și încălcarea legii. Deși a fost avertizată de polițiști că circulația a fost modificată, șoferița și-a continuat fără probleme drumul pe contrasens. Și alți conducători auto au fost dezorientați și puși să facă manevre de întoarcere în mijlocul intersecțiilor, fapt care a adus nemulțumiri și multe claxoane. E o aiureală totală. Se aglomerează tot orașul. Nu ne ajută cu nimica. De astăzi, trei artere importante din Constanța și-au modificat circulația, astfel că străzile Nicolae Iorga, Poporului și Ion Rațiu vor fi de acum înainte cu sens unic. Nu mai sensuri unici. Unde nu mai e sens unic? Și taximetriștii sunt revoltați și spun că sunt nevoiți să-și schimbe rutele. Și pentru noi, ocolim de nu știm de noi tot orașul ăsta. Deci ocolim tot orașul, inclusiv când mergem la o comandă, inclusiv când ducem clienții acasă. Cu siguranță că e de ocolit. Dacă ai ratat o stradă, te învârși în tot cartierul. Autoritățile susțin că aceste măsuri de resistematizare sunt menite să fluidizeze traficul. Pe lângă implementarea sensurilor unice, municipalitatea lucrează la un proiect care presupune crearea unor noi spații de parcare. Până atunci însă, șoferii trebuie să se adapteze noilor condiții și să respecte regulile de circulație ale fiecărei zone.